Mă uitam la televizor și a apărut o știre, că atât de spart eram că a apărut o știre, bă, care m-a fascinat, efectiv. Era vorba despre un nene care era operat la creier, dânsul fiind violonist. Și în timp ce era operat la creier, dumnealui trebuia să stea treaz și să cânte la vioară. Bă, și mi s-a părut fascinant, știi, că așa își dădea seama doctorul, că dacă ăla făcea blablabla, hai de pula mea, îmi tăia prea în stânga, știi? Repede, soră, lipește acolo, venea sora, venea cu un pic de... Așa era, înainte de COVID, așa se lipea creierul, dădea cu un pic de scupă. Ăla e gelatină, se prinde imediat, dar voi nu știți, că nu sunteți neurochirurgi. Și după știrea asta, la vreo 5 minute, bă, m-a luat așa o transpirație rece, și senzația de panică, pentru că mi-am dat seama că dacă eu acum fac un atac cerebral și trebuie să fiu operat la creier, eu la ce pula mea cânt? Că eu nu știu să cânt la nimic. Nici nu merge să mergi ca boa acolo așa, să bați în masă și stai tată că o bat pe asta. Trebuie să fii clasic, că e operație la creier până la urmă. Așa că am intrat pe Google, repede, lecții de pian. Nu-mi și imaginam cum intru în sala de operație acolo,